Bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Sunt Smaranda Cioban, iar astăzi vom întreba cetățenii despre colectarea selectivă. Cantitatea de deșeuri generată de fiecare dintre noi afectează în mod negativ mediul, în contextul în care o mare parte din acele resturi depozitate la gropile de gunoi ar putea fi refolosite. Pentru refolosirea unora dintre produse este esențial ca fiecare dintre noi să colecteze deșeurile pe categorii. Colectarea selectivă a deșeurilor este soluția la îndemâna tuturor, iar conform legislației în vigoare, instituțiile publice, asociațiile, fundațiile, persoanele fizice sunt obligate să colecteze selectiv deșeurile de ambalaje în containere diferite, inscripționate în mod corespunzător și amplasate în locuri speciale accesibile cetățenilor. Însă, pubelele de gunoi sunt mereu pline cu deșeuri nesortate, iar multe deșeuri sunt depozitate în proximitatea lor. În acest context, am întrebat cetățenii de importanța colectării selective a deșeurilor. Totodată, am încercat să aflăm motivele care stau în spatele obișnuinței multor persoane de a nu sorta deșeuri. Haideți să vedem ce au spus zălăoanii. Cât de importantă este colectarea selectivă a deșeurilor? Păi este importantă, în primul rând, pentru mediul înconjurător. Pentru noi ca oameni, pentru civilizație. Normal că e foarte important. Dumneavoastră colectați selectiv deșeurile în gospodărie? Corect, corect. Sticla separat, petul separat și restul separat. Am înțeles. Ați participat la campanii de informare cu privire la colectarea selectivă sau dumneavoastră ați aflat informațiile din surse proprii? Nu am participat, dar ar trebui să știe fiecare cetățean. Considerați că ar fi importante aceste campanii? Normal, ar fi, pentru cei care nu știu încă. Este cea mai importantă. Dumneavoastră colectați deșeurile în mod separat? Da. Da, sigur că da. Și ați participat la campanii de informare cu privire la colectarea selectivă? Nu prea, dar mă uit la televizor și iau informațiile de pe televizor. Deci nu s-au organizat campanii de informare? Nu, nu. Din câte știu eu, nu. Dar ar fi foarte bine să se organizeze. Păi eu cred că e importantă, dar deocamdată nu. Deci sunt și la, ziceți, la astea, la pubelele astea pentru gunoi, dar ei când le iau, le duc toate, cum să spui, nu să... Degeaba le pui selective, că le duc toate la oaltă. Cel puțin așa am observat eu. Dumneavoastră... Deci deocamdată... Sunt vorbe multe, dar trebuie ceva practic făcut. Dumneavoastră în gospodărie, selectați în mod colectiv deșeurile sau faptul că nu se colectează selectiv? Vă spun sincer că nu, nu. Atâta timp cât mergi la container și vezi că asta îți... Îs pubele, într-adevăr, și pentru bani, și pentru orice, dar nu ei le iau la angro toate când le duc. Credeți că este normal această practică? Păi noi, cât e nu normal, însă, dacă vorbim despre normalitate, atunci vai de noi, mult de povestit. De asemenea, doresc să vă întreb dacă ați participat la campanii de informare cu privire la colectarea selectivă sau dacă știți că s-au organizat așa campanii în oraș. Nu am participat, dar nici nu am auzit despre așa ceva. Deci în teorie, cel puțin, auzi la televizor fel și fel de ONG-uri din asta, dar ce o să mai povestim dacă ne luăm de păduri, de asta, de aia? Ar fi importante aceste campanii de informare a cetățenilor cu privire la colectarea selectivă? Păi ar fi, dar nu știu cât ar dura. O părere foarte bună. Este importantă colectarea selectivă? Da, cum să nu fie importantă? Dumneavoastră colectați deșeurile în mod selectiv, în gospodărie? Da, cum să nu? Și când mă duc la container afară. De asta e vorba, nu? Da. Și doresc să vă întreb, ați participat la campanii de informare cu privire la colectarea selectivă? N-am participat. Credeți că s-au organizat la noi în oraș? Ați aflat despre așa ceva? Probabil, că mai mergem la țară, am văzut că și la țară sunt containere. Dar nu știți dacă a fost o campanie? Nu, nu. Sunt pensie și... Da, sigur, ce să pui acolo toate la oaltă? Dumneavoastră, puneți toate deșeurile într-un loc sau le puneți separat? Nu, separat. Când vine după mizerie, flaconile într-un loc, sticlile în tac. Dumneavoastră, colectați deșeurile în mod selectiv? Eu personal, da. Da. Și acasă și am grijă să... Da.
Și ați participat la campanii de informare cu privire la acest aspect? Sigur că da, de ce nu? S-au organizat aceste campanii sau ați participat în viitor? Să zicem că aș participa, nu știu dacă s-au organizat așa ceva. La noi se colectează separat flaconii, peturi de aset, sticlă și hârtie și tot se colectează separat. Îți spus și tomberonii pentru fiecare și scrie pe ele. Dumneavoastră colectați în mod selectiv deșeurile în gospodărie? Da, bineînțeles. Flaconile le pui separat, hârtia separat, mizeria iară separat. Credeți că este importantă această colectare? Foarte importantă, da. Știți, ați participat la campanii de informare cu privire la colectarea selectivă? Nu, nu am participat. N-am participat, dar mă uit la televizor și văd. Credeți că ar fi necesare aceste campanii de informare cu privire la colectarea selectivă? Sunt mulți care nu știu și nu-și dau nici silința. Da? Poate că ar fi importante, sigur, dar unde se adune pe oameni? Dar cum să nu fie importantă? E importantă foarte bine să le colectez. Eu nu sunt de aici, dar e importantă că trebuie să fim oameni. Dumneavoastră le colectați deșeurile în mod separat? Păi noi la țară, da. Este importantă, da. Dumneavoastră colectați în mod selectiv deșeurile, da, în gospodărie? Da, da. Flaconele într-un loc și sticlele și metalele în alt loc. Ați participat la campanii de informare cu privire la colectare? Nu, nu. Credeți că ar fi necesară organizarea acestor campanii de informare? Da. Foarte important să punem deoparte sticla, hârtia, no, tot. Și hainele, eu cred că e bine, care nu ne trebuie să punem deoparte. E foarte important. Nu facem nici atâta mizerie și pot să prelucreze pentru altceva. După mine e ok dacă se face treaba asta. Dumneavoastră ați participat la campanii de informare cu privire la importanța colectivă? Ei, am mai zis așa, la cunoștințe și la vecini, da, așa, numai în linii mari, nu am oprit pe stradă oameni și să le spun să facă treaba asta, dar acolo, la cunoștințe, am spus și la rudenile. Foarte important. Foarte important, că pe drumul mătămizire, vezi, pângă calea ferată. Ar fi bine tot adunat, curățat, foarte bine să fie. În cadrul gospodăriei este important să puneți deoparte sticla? Da, da, sticle, trece separat, sigur că da. Aia le facem noi la țară. Da, normal. Dumneavoastră colectați în mod selectiv deșeurile? Nu vrea. De ce credeți asta? Este mai dificil? Nu, dacă fiecare ar aduna acasă selectiv, ar fi mai ușor, dar nu știu, cred că lipsă de interes. Credeți că ați participat la campanii de informare cu privire la importanța colectării selective? Dacă aș participa sau dacă am participat? Dacă ați participat. Da, aș participa, deși în mare parte cam știu care treaba. Ați participat sau organizat acest gen de campanii? Nu. Dar ar fi necesare pentru educarea populației? Ar fi necesare, dar nu știu dacă cineva și-ar, și-ar risipi timpul cu așa ceva, pentru că lumea e ocupată, nu are timp, toți pe fugă. Sigur că e importantă. Și așa se face o risipă atât de mare aici, la noi, în țară, de foarte importantă. Dumneavoastră colectați deșeurile? Da, da. Sticlă, plastic, hârtie, tot. Ați participat la campanii de informare cu privire la importanța colectării selective? N-am participat. N-am participat, dar eu știu că e importantă. Nu importantă, foarte importantă. De ce spuneți așa? Pentru că așa putem recupera din materialele care le aruncăm la deșeu, nu? Deci e foarte important să le selectăm, dar să mai zic că din păcate le selectăm, dar nu întotdeauna să ține cont de ce selectăm. Eu mă bucur că totuși sunt puncte în toate cartierele unde se pot colecta plasticul separat, metalul separat, hârtia separat, dar de multe ori ceea ce înseamnă întreținerea punctelor respective nu mi se pare normal. Am înțeles. Spuneați că le selectați, dar nu se ține cont de ce se selectează. Băi, de ce? Pentru că acolo au acces și alte persoane la puberile respective și le împrăștie.
și le amestecă și le... Asta zic, că noi am văzut și asta e un lucru bun, zic eu, la noi, pentru că omul nu selectăm noi ca și cum am văzut eu în afară. Dumneavoastră în gospodărie selectați deșeurile. Da. Consider că e important. Cineva trebuie să înceapă și suntem destul de mulți care facem lucrul ăsta. Important e traseul lor de acolo încolo. Credeți că ar fi important să se organizeze campanii de informare cu privire la importanța colectării selective? Da, s-a mai și făcut, am văzut că s-a mai făcut lucrul ăsta, dar e foarte important, nu știu cum să vă zic, atâta, de exemplu, hârtie, atâta se aruncă și păcat. E păcat. Pentru că atâtea pliante vezi și pe la blocuri care ar fi bine, poate, nu numai la centru de colectare, să zic, sau, nu știu, poate, eu am avut intenția chiar în scară acolo să pun o pubelă pentru hârtie numai. Că aia am observat că se aruncă cel mai mult peste cât ar trebui să fie, să zic, că nu zic eu că tot bilețelul colectez separat, dar când e vorba de cum îți pliantele astea de la magazine, astea ar trebui cel puțin... Da, e foarte importantă. E foarte importantă, deoarece a trebuit puse toate pe categorii. Adică, dacă ne puteți? Păi, metalele la metale, hârtie la hârtie, deci pe care pe categoriile lor. Dumneavoastră colectați deșeurile în mod selectiv în gospodărie? Da, când mă duc, totdeauna le pun și le bag fiecare la locul lor. Da, este foarte importantă, dar în primul rând ar fi foarte important ca oamenii să fie învățați să perceapă acest lucru. Lucrez în străinătate de mulți ani de zile și acolo oamenii sunt foarte conștienți, deci începând din casă, la sortarea gunoiului în funcție de categorii, deci plastic, dar oamenii trebuie educați. Foarte importantă. De ce spuneți acest lucru? Ce să vă spun? Foarte importantă, pentru că vedeți că toate sunt amestecate, odată pentru economie, odată pentru dezordine, ce știu ce e. Dumneavoastră, colectați deșeurile în mod separat? Eu da. Când mă duc la container, toate le pun separat unde. Gunoiul la gunoi, sticle, peturi, separat, hârtie, unde scrie, unde este. Și cu deșeurile astea, nu știu... Mă refer în special în Păci, acolo e nenorocire. Am înțeles, lângă gropile de gunoi. Nu sunt gropi de gunoi, lângă tomberoanele. Tomberoanele și asta. Da, mă rog. Ar trebui curățat mai des în acea zonă. Ar trebui amendați pe cei ce nu respectă și aruncă pe jos. După cum am observat din răspunsurile cetățenilor, oamenii sunt convinși de beneficiile colectării selective și marea majoritate dintre ei sortează deșeurile în gospodărie, însă mizeria de lângă pubelele de gunoi, lipsa campaniilor de informare pe tema beneficiilor colectării selective și a reciclării și practica operatorului de a colecta toate gunoaiele în aceeași remorcă îi determină pe unii locuitori să nu sorteze deșeurile. Cu alte cuvinte, nepăsarea autorităților pare a fi călcâiul lui Ahile în procesul de colectare a deșeurilor. Asta a fost tot pentru astăzi. Vă așteptăm și data viitoare la o nouă ediție a rubricii Întrebarea zilei. La revedere!